Salut, sunt Bia, prietenul tău imaginar. Ți-am zis, un fel de zână măseluță, dar mai cool. Titlul nu este clickbait și dacă rămâi prin zonă, s-ar putea să te convingi. Dar înainte de toate, regulile jocului. Trebuie să știi că 1. Nu sunt fanilie, deși nici nu pot să zic că îl displac. 2. Personal, n-am nimic împotriva lui Marius Nicolae, autorul desenului animat intitulat Rușine Ilies Vlogs. Vreau să vă vorbesc despre problemă și anume că eu l-am cunoscut pe Ilie la Timișoara, adică m-am întâlnit cu el personal. Am colaborat și în trecut. Și, na, cunoscându-l, i-am zis, bă, dă-mi și mie accept pe Facebook. Mi-a dat accept. Și verificând Facebook-ul lui cam acum câteva zile, am observat că mă mai are la prieteni. Unde personajul principal este un flăcău, aparent la menstruație, care a intrat în istorie ca fiind cel mai sensibil mascul când vine vorba de un unfriend pe Facebook. Și 3. Interpretarea greșită. Am văzut nenumărați oameni care îl insultă pe autor pentru simplu motiv că a îndrăznit să spună ceva de un YouTuber popular. Dar nu, nu asta e problema. Prietene, oricine poate spune orice despre oricâți oameni vrea. Din punctul meu de vedere, dacă nu e spam doar de dragul vizionărilor, precum opera lui Marius Nicolae, atunci care e problema? Așa că nu urca niciun YouTuber pe piedestal, oricât de popular ar fi, pentru că singura sa opțiune va fi să te privească de sus. Acum că am stabilit regulile, hai să vedem ce cred eu că nu e ok să faci tu ca și content creator. Și vom studia problema pe cobaiul nostru de astăzi, Marius Nicolae. Teoretic, el s-a oferit, poți să-l consideri voluntar. Nu-ți începe un canal plănuind să-i dai tag unui YouTuber popular la fiecare clip de-al tău. Deși el n-apare pe nicăieri, nu este menționat deloc, pe scurt, dacă el n-are nicio gară cu clipul tău. Ilie Ilies Vlogs, vomit. Dacă totuși faci asta, măcar rezumă-te la atât. Nu te lăcomi și nu căuta după un timp un motiv complet, pueril, lipsit de argumente și de sens, să te iei de YouTuberul pe care ai încercat să te urci atâta timp. Dă-i o pauză. Și dacă ai făcut-o și pe asta, măcar nu posta încă un episod în care să dai explicații și să recunoști că ai greșit. A fost o mică neînțelegere pe care urmează să vă explic acum. Atâta timp cât tu nici măcar nu schimbi titlul episodului cu pricina. Pe scurt, nu fi un cancer al YouTube-ului. Motivul pentru care eu totuși nu am nimic împotriva lui Marius Nicolae este că eu până la un punct, bă, chiar îl înțeleg. Competiția e mare pe YouTube, iar tu ca și creator vrei să ai o audiență cât mai mare pentru conținutul tău. Dar cu toții avem în noi partea aia de maimuță lacomă și de asta suntem tentați să facem așa ceva. Să creăm povești de căcat în jurul unor subiecte mai inutile decât o găleată fără fund. Am observat că mă mai are la prieteni. Și câteodată unii dintre noi mai cedează în fața lăcomiei din interior. Se transformă în maimuțe și câteva ore mai târziu părțurile lor sunt recomandate de YouTube. Cu astea fiind spuse, l-aș ruga pe Marius să-și prindă cimpanzeul pentru că a evadat și se cacă pe tot YouTube-ul. Eu sunt Biadi, prietenul tău imaginar, și o să dispar câteva zile. Plec în vacanță, deci probabil o să postez joia sau vinerea viitoare. În orice caz, tot o să mai bântui pe Facebook și pe YouTube. Așa că dacă ai chef de vorbă, știi ce ai de făcut. Și până data viitoare, bucurați-vă de sărbători!